În 1918, cel mai cunoscut chip al României era cel al reginei Maria. Sub îndelungata domnie a regelui Carol I, România devenise o mică putere regională. În 1914, moartea bătrânului suveran, după anunțul neutralității țării în primul război mondial, a adus-o pe Maria în atenția întregii Europe. Ea, noua regină, englezoaica de la București, își putea convinge soțul pe regele Ferdinand să lupte împotriva Germaniei natale. Ea garanta românilor implicit lupta pentru Transilvania. De aici și încăpățânarea Mariei de a crede în victorie și în 1917, când totul părea pierdut. Cât despre recunoașterea noilor granițe în 1919, nimeni nu va putea spune vreodată ce a contat mai mult. Negocierile apăsate ale premierului Brătianu sau farmecul irezistibil al reginei Maria. În timp ce episcopul greco-catolic Iuliu Hos ucidea în fața Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia proclamația de unire a Transilvaniei cu România, la București oamenii invadaseră străzile, sărbătoreau, regele și regina se întorceau acasă, părăsiseră Bucureștiul în noiembrie 1916 din cauza înfrângerii în fața trupelor germane și reveneau în capitala României Mari. Sufrageria germană de la Palatul Cotroceni ar povesti multe dacă ar putea să vorbească. Ar povesti de pildă prânzul din 1 decembrie 1918. Reginei Maria nu-i venea să creadă că se află în sfârșit acasă la București, că ia masa împreună cu familia din prea frumoasele ei farfurii de porțelan, iar pe masă se află pahare fine și flori. De la intrarea României în război de Sfântă Mărie în august 1916 până la 1 decembrie 1918, regina nu a obosit vreo clipă. Mai întâi a transformat Palatul Regal de pe Calea Victoriei în spital militar. Apoi, cu două treimi din țară ocupată, în refugiul de la Iași, regina Maria a dat proba de foc a vieții ei. A îngrijit personal rănit și bolnav de tifos exantematic, a organizat sistemul de ambulanțe, a participat la aprovizionarea cu lemne a orașului devenit supraaglomerat. A dat curaj tuturor atunci când cei mai curajoși dintre curajoși nu mai sperau că victoria este posibilă. Încă de la instaurarea dinastiei de Hohenzollern în 1866, elita politică românească a controlat strict împământenirea familiei regale, în primul rând prin Constituția care prevedea că moștenitorii vor fi ortodoxi, în al doilea rând prin îngrădirea oricăror derapaje neconforme cu proiectul de țară, nu în ultimul rând prin educație. Doamnele de onoare ale reginei Elisabeta și ale Mariei proveneau din marile familii ale țării, femei care știau cine sunt, capabile să explice și altora. Regina Maria avea să încerce să-și cunoască țara, să se identifice cu nevoile ei. Dincolo de nevoia de autoreprezentare și de modernitatea acestui demers al reginei Maria, care își face fotografii îmbrăcate în ținutele care exprimau moda timpului său, există și imaginea aceea a reginei Maria ca mama a poporului. Și despre frumusețea costumului popular, aproape că nu avem întrebări. El este un costum frumos. Și ceea ce alege regina Maria, care alege întotdeauna varianta de sărbătoare a costumului popular, sigur că are un plus de bogăție și de expresie plastică vizuală. Principesa moștenitoare a României a atras atenția cu mult înainte să devină regină, în 1914. Fire energică și voluntară, femeie frumoasă și mama a 6 copii, Maria îi fascina și pe români și pe străini. Ea era chiar cea mai mare frumusețe a perioadei respectivă între familie domnitoare. Atunci normal că atrăgea atenția. Ea avea și cele mai fabuloase bijuterii. Din nou se știa acest lucru, pentru că veniseră bijuterii de pe linia sarusească, de la mama ei, Marea Ducesă Alexandra, care era fiica țarului Alexandru al II. Acele bijuterii, din păcate, parțial s-au pierdut, pentru că tezaurul țării a fost trimis la Moscova.
Înfrângerea din 1916 și retragerea la Iași au pus-o pe Maria într-o situație dramatică. Curajul soldaților români în bătăliile de la Mărășești și Oituz, spun mulți experți militari, se datorează și unei mari infuzii de încredere. Numai prăbușirea frontului rusesc din cauza loviturii de stat bolșevice a făcut ca România să nu fructifice aceste victorii. Ori, în tot acest timp, Regina Maria a întruchipat speranța că România este în continuare posibilă. Asta este lucrul esențial, curajul său de a se duce în mijlocul bolnavilor de tifos exantematic și a-i ajuta, uneori nepurtând mănuși de protecție sau haine speciale, lăsându-i uneori pe acești soldați sau militari bolnavi de tifos să se apropie de ea sau să-i sărute mâna. Erau medici din Crucea Roșie Americană în perioada Primului Război Mondial care erau uimiți de acest curaj al ei. Această imagine a fost folosită inteligent în primăvara lui 1919, în negocierile de recunoaștere a granițelor României mari. În timpul congresului de la Paris, premierului Brătianu îi se reproșa pacea separată cu Germania. Prim-ministrul român a răspuns cu propria listă de reproșuri pentru Franța și Anglia. În impas, regele Ferdinand și premierul Brătianu au jucat cea mai sofisticată carte de care dispuneau, Regina Maria. Cazată la Ritz, în celebra Place Vendôme, Regina Maria era asaltată pretutindeni de fani, începând cu sosirea la gară și terminând cu serile de la operă. Peste tot se auzeau strigăte de Vive la Ren, Vive la Romanie, inclusiv pe stradă. Succesul extraordinar al Mariei era alimentat sistematic din țară. Guvernul român ceruse suveranei să se vadă cu cât mai mulți ziariști îi este omenește posibil, dincolo de întâlnirile extrem de importante cu președintele american Wilson, președintele francez Poincaré sau temutul premier francez Clemenceau. Salonul reginei de la Ritz a fost transformat în sală de presă. Lucru nu tocmai simplu, după cum povestește regina în jurnal la 6 martie 1919. Vă puteți imagina cum este să fii prins ca într-o cușcă de aproximativ 40 de ziariști adevărați, toți agățându-se de tine și punându-ți întrebări. Mi-am dat toată silința. I-am privit pe toți drept în ochi. M-am folosit de toate limbile pe care le știam și am vorbit pentru țara mea. Frontierele extinse au fost recunoscute prin tratatele de la Versailles și Saint-Germain din 1919 și tratatul de la Trianon din iunie 1920.